Doamnelor și domnilor, în această seară pe scena Umor, un moment special, Roast Battle! Calmează-te, dragă, că nu te descurci. Roast Battle! Bună seara, Umor! Arbitru. Doamnelor și domnilor, un moment extraordinar de Roast Battle. Dați-mi voie să vă prezint echipele. Gabriel Gherghe cu Edi Vacariu. O echipă. Salutare, bună seara, mulțumim. Și Popinciuc și Dumitru în cealaltă echipă. Aplauze chiar și pentru ei. Bun, dacă n-ați mai fost niciodată la un Roast Battle, vă spun eu, e foarte simplu. Vom avea trei runde în care ei practic se vor bălăcări unii pe alții. Ce vă rog eu pe voi, dragi jurați, să stabiliți cine este câștigător după fiecare rundă. Și după aia vedem ce și cum. Băi, aș vrea să menționez că eu cunosc toată lumea pentru că mă uit la, chiar la show original, ca să zic așa. Da. Și pentru că sunt profesionist, exact. Ce drăguț, m-a ridicat el la fileu. Și totuși, de ce ați venit? 50 de lei sunt 50 de lei. Haideți, dragi. Bine, hai să facem așa. Bun, o să înceapă runda întâi. Bendeac, pentru că te-ai reîntors printre noi. Te rog să alegi ce echipă. Laser, care ești tu. Spune, ce echipă ai vrea să înceapă prima? Popinciuc sau Gherghe? Începem noi. Da, voi, Popinciuc. Ei? Bun, hai. Doamnelor și domnilor, Roast Battle, runda 1! Să înceapă și gmirile! Gabi Gherghe și Edi Vacariu, acești Don Quilote și Sancho Pârța ai comediei românești. Gherghe și cu Vacariu pleacă des în turneu împreună, ceea ce le e foarte dificil că trebuie să împartă aceeași trotinetă. Mirel Popinciuc arată ca singurul cal dintr-o herghelie pe care nici el nu l-ar fura. Mirel pare tot timpul în așteptarea următoarei sentințe judecătorești. Da. Pe Vacariu și Gherghe îi puteți vedea atât la spectacole, cât și pe YouTube, cât și de bobotează când vă vin cu sfeștania la ușă. Popinciuc, zici că e vine tu. Dacă unii copii nu înțeleg de ce au părul negru, iar părinții lor au părul blond, George nu înțelege de ce are părul blond, iar părinții lui au plecat când el avea 2 ani. Au. Sub centură. Da, urât. Edi Vacariu a câștigat Ai Umor, ceea ce trebuie să menționăm pentru că nu-și mai aduce aminte nimeni, cu siguranță. De altfel, Edi e genul ăla de comediant pe care îl uiți când încă mai spune glume. George Dumitru a învățat alfabetul după toate tipurile de hepatită pe care le-a avut. George este atât de compromis emoțional și fizic încât ar trebui să scrie pe fruntea lui: atenție, cad lacrimi. Două sub centură, notează. Edi Vacariu, câștigător Ai Umor 2022 și Spart Semințe Viteză de luni până vineri. Până să vină la București, Vacariu ciupea de scroafele din curte și le făcea cu ochiul. Apariția lui Mirel la Ai Umor ar putea fi descrisă pe scurt așa. A venit pentru glume, a rămas pentru sandwich. Gabi Gherghe, sau ce se întâmplă când proful de religie se apucă de stand-up? Singura diferență dintre glumele lui Gherghe și veșnica pomenire e că măcar după veșnica pomenire primești și tu niște colivă. George și Mirel se înțeleg la fel de bine ca ochii mei. Că tot veni vorba, Gabriel Gherghe, sau ce pățești când toți iepurii pe care îi vânezi fug în direcții diferite? Te-am mâncat în... Ca pe mărcuța te-am mâncat în... Până la 18 ani, Mirel a crezut că motivul pentru care stă la cort este că este în tabără. Prima glumă. Bună!
Asta a fost prima rundă, oameni buni! Aplauze pentru ei! Și asta a fost doar încălzirea. Ia să vedem. 5 la 0! Popinciuc și Dumitru sau Gherghe și Vacariu? Gelu. Doar Gherghe? Gherghe. Da, cu dușmanul în echipă, a avut o jumătate de glumă, iar voi suferiți. Bine, Monica? Gherghe. Delia? Vacariu. Vacariu. Bine, deja... Să fim... Ca și da. Cum ar mai conta. Tot am venit de pomană. Bă, da, dacă să păstrăm până la urmă regulile între ghilimele, o să înclin și eu tot în partea asta. Adică... O, victorie clară! E abia prima rundă, mai avem două. Prima rundă. Bun, sunteți gata pentru a doua rundă? Runda 2. Apoi toată lumea. Runda 2! De data asta ar trebui să încep cu ceilalți. Ați ajuns să fiți ceilalți. Hainele lui Mirel Popinciuc se țin de nas atunci când el le poartă. Când își face analizele, Mirel primește de fiecare dată și un certificat de deces în alb. I feel you. Când Gherghe n-are bani să-i plătească deschiderile lui Vacariu, îi mai dă câte o mână de var prin casă. Arătați de parcă ați amândoi aceeași maimuță, dar doar lui Gherghe i-a dat sida. Oh, no! Băi, ai râs totuși, ai râs la asta. Edi Vacariu arată ca singurul muschetar care e și boschetar. Pe Mirel Popinciuc îl puteți găsi frecvent în ziare, mai puțin iarna când se învelește în carton. Pare un adevăr. Edi Vacariu sau câte ștrasuri poți să îndești pe o curea? Gherghe aduce cumva cu Jean-Claude Van Damme. Numai că, spre deosebire de Van Damme, lui Gherghe stau ochii în șpagat. Ăștia l-am spus, țigă. Dreapta. George Dumitru a avut atâtea femei câte alocații a văzut Mirel de la părinții lui. De ce nu râde nimeni? Unde e adevărul? Arătați de parcă unul din voi îi trimite celuilalt haine din Anglia. Oh, hello, mamă. Mirel sau fiul rătăcitor al clejanelor? Mergea la anunț cu ei doar ca să prindă buchetul și să-și aprovizioneze propria florărie. Smart. Extraordinar, asta a fost runda 2. Aplauze pentru ei. Cele mai frumoase complimente. Cele mai frumoase flori. Acum să începem cu Mihai, ca să ne... Băi, acum, la fel, mi s-a părut destul de strâns, dar o să merg în direcția cealaltă. Da. Same, here. Da? Dreapta, da. Deci avem... nici eu nu le știu numele, înțeleg. Acum ei sunt ceilalți. Păi cum te duce viața? Așa o să plecăm prin turneu, ceilalți. Și atunci, ceilalți? Sunt încă stângă. Ceilalți unul, ceilalți doi. Da. La tine e decizia. Și prima rundă pentru mine a fost 5-0. Și a doua rundă este 4-1. În afară de gluma cu Sida. Bun, avem egalitate, am înțeles. Vă doar lacrimi. E ok. 1-1. Și acum ne ținem bine pentru runda 3. Decisivă. Bă, pare regizat, Dani. Ce? Pare regizat. Că dacă era 2-0, nu mai exista runda 3. Ne-am gândit și la asta în spate, dar uite că ne-ați ajutat. E 2-0. Deși Gherghe arată ca unul care s-a născut gata pocăit, pare să fie perfect pentru a fi model de sutane în revista Trinitas. Copertă? Asta simt că ți-a plăcut. Că... Nu ți-a plăcut. Ok. George Dumitru arată ca unul dintre apostolii lui Isus, care au fost scoți din Biblie la montaj. Gherghe pare genul de om care știe ce s-a întâmplat la alegerile locale din Becichere cu MIC 2018. Extraordinar. Mirel Popinciuc sau ce se întâmplă când o lesbiană o lasă mai moale?
Arată ca Mona Lisa vandalizată de copii. Nu vreau să zic că Eddie e pitic, dar te împiedici de el prin toate grădinile. Și e și foarte pasionat de not. Când e în formă, reușește să facă și 20 de lungimi de chiuvetă. Simpaticuța. Dani, ce să zic? Aici... Vacariu e genul de om care își caută pe Autovit imagine de fundal pentru laptop? Pare că toate covoarele de la el din casă sunt preșuri de Opel. Sunt preșuri de Opel. Opel e o mașină mai ieftină. Da, m-am prins. Când era mic, George a făcut balet, însă la 20 de ani, când a devenit bărbat, părinții l-au dat la cea-cea. Gherghe și cu Vacariu arată ca același terminat în două stadii diferite. Dacă da! Mi se pare... Adevărat. Gherghe arată ca un paznic de parc trezit cu bătăi în geam la două dimineața. Asta e bună. Bă, pare că am ceva personal cu Gherghe, dar vă rog să mă credeți că nu e. Și Vacariu ca băiatul care îl trezește să-i vândă la lele. Când Mirel se duce la frizer, cere un Iisus Hristos pierdut la spate. Pierdut. Gata? Asta gata! A fost. Asta a fost runda 3. Foarte important. Bravo, felicitări! Doamnelor și domnilor, Mirel Popinciuc, George Dumitru, Gabriel Gherghe, Eddie Vacariu și Dan Badea. Și acum să vedem ce decizie iau jurații noștri. O să începem cu doamnele. Monica. Păi, eu ca să încurc treburile la modul cel mai serios, eu mă duc la Mirel și George runda asta. Bun. Avem aici un vot. Hai să echilibrăm cu Vacariu. Avem două voturi, de 1 și 1. Pentru Gherghe și... Am înțeles. Deci avem 2-1 și tu? Băi, nu știu, ori pentru că am eu o sensibilitate la un anumit tip, de habar n-am, nu pot să-mi explic, dar eu i-aș da pe ceilalți câștigători. Și apropo de chestia asta, mi se pare că este o idee bună de marketing, mai ales dacă momentul ăsta se va viraliza sau așa, ar putea să existe această chestie care rezervește ceilalți din care să faceți voi 2 bani. Deci eu zic că, aceasta a treia rundă, ceilalți au câștigat. Bun, avem din nou egalitate și atunci cu 2 egalități. Hai că până la 12 noapte atunci, zic că... Cu 2, nu? Avem 2 egalități și o rundă pe care au câștigat-o cu brio Gherghe și Vacariu. Deci, câștigători sunt Gherghe și Vacariu. Nu? Așa a fost? Cam așa. Câștigători sunt oameni de acasă care se uită la omor. Hai! E interesant că pare că să mergem undeva într-o finală, nu e nicio miză. Mulțumim frumos de invitație. Stai o secundă că n-am înțeles. Deci, ei au câștigat o rundă. Ei au câștigat o rundă. Gherghe a câștigat. De 2 ori a fost toate egalitate. Rundele. E fix ca la fix, dacă îmi permis Mihai, fix ca la alegerile din Cochetenii de sus. Că... Două la primărie, două la... Băi, nici nu mai contează, am avut și noi comedie pe scenă, ceea ce este... Mulțumim de invitație! Aplauze! Mulțumim! Bravo! Ceilalți 1, ceilalți 2, se duc în culisă. Mulțumim mult! Foarte mișto momentul. Foarte, foarte reușit.